Bună ziua tuturor, bine ați venit sau revenit la Cuvintele Sufletului, sunt Angelica și am mare plăcere și bucurie să vă prezint o carte, o capodoperă, o comoară pe care am găsit-o întâmplător pe Libris, Dacia Ezoterică. E o carte pe care o așteptam de mult, mă gândeam că trebuie totuși cineva, vreun istoric să scrie o astfel de carte în țara noastră, pentru că, știți, ocupându-mă cu atâtea carduri și citind multe lucruri, mă gândeam cum de sunt atâtea lucruri despre celți, despre greci, despre egipteni, despre șamani, despre vikingi și absolut sau foarte puțin despre daci. Și mă bucur foarte mult că domnul profesor dr. Vicu Merlan a avut această idee și muncă multă, pentru că sunt două volume, volumul 1 și volumul 2, Dacia Ezoterică. Apărute la editura Ganesha în 2020. Am să vă arăt cuprinsul. Deci, capitolul 1, contribuții arheologice și folcloriști, ale arheologilor și folcloriștilor la cunoașterea fondului spiritual. După aia, aspecte spiritual-ezoterice ale comunităților străvechi. Pe ce nivel de evoluție erau oamenii acum 35.000-7.000 de ani? Șirul Fibonacci, proporția divină în arta autentică preistorică, numărul de aur, statuietele, și aici ne arată soborul zeiților de la podul județul Bacău, zeițile de la Isaia, trusa de magie din necropola de la Zimnicea, statuietele antropomorfe feminine cu cuteniene, gânditorii din preistorie pe care îi avem, de la Hamangia, de la Târpeș, județul Neamț, gânditoarea de la Pietrele, gânditorul de la Vidra. Falusul și Ioniul, simboluri divine ale transcendenței, timpul și spațiul magic, motivul spiralei, sanctuare și altare, frăția coifurilor, simbolismul balaurului și alupului alb, pietrele de magie, capitolul 3, interpretări inedite ale simbolismului spiritual, legendele, legendele românești, tot capitolul e legat de legende. Capitolul 4. Credințe și tradiții în spațiul carpato-balcanic. Timpul, superstiții, magia obiceiurilor, dragobete, babe, paște, călușari, jocul ursului, poarta din lemn. Locuri sacre, capitolul 5. Munții Carpați, Axis Mundi, taina Cogaionului, munții Rarău, grădina zmeilor. Sunt foarte, foarte multe lucruri aici. Pe cartea asta are și, stați să vedem, 540 de pagini sau și mai mult. Mănăstirile rupestre, capitolul 5, cetățile dacice, capitolul 16, 6, scuze, religia. Primele manifestări religioase, trusele magice ale unor vraci, precum cutenieni, cultul cavalerilor danubieni, călugării tracogeți, ritul de înmormântare, mormintele nobililor getodaci, religia și medicina naturistă la daci. Trecem puțin ca să vedeți. Are imagini. Lucruri care au fost găsite în România. Îmi pare rău că nu sunt imagini color, că sunt alb-negru. Probabil a ajuns mai ieftin așa. În echip că e mult mai scumpă. Ar fi. Zeița vegetației, uitați. Nu vă zic cât am căutat eu zeițe românești. Sau zeițe, da, dacice, zeițele noastre. Abia aștept să citesc cartea asta. Abia aștept. Așa. Și acesta este volumul 2. Pentru că spune dumnealui aici. Fiind prima dată a crezut că o să fie 700 de pagini, până la urmă s-au dus peste 900 și atunci a zis că totuși este la recomandarea și a editorilor să facă două volume. Și acesta este al doilea volum, cuprinsul,
Despre scriere și limbă, dovezi care arată că Geto Daci știau să scrie. Chiar de curând am văzut ceva la televizor, o emisiune și spuneau că nu se știe despre o scriere a dacilor. Cum a apărut limba Geto Dacilor, scuze, Dacogeților. Aici capitolul 8 despre structurile megalitice. Uriașii, Sfinxul din Bucegi, Sfinxul din Retezat, Sfinxul din Pădurea Iezer. Wow, cât Sfinx și avem! Nici nu știam de toți ăștia. Misterele munților Călimani, menhirii preistorici din zona Hușilor. Wow! Tumulii, piramidele din România, piramida de pe vârful Toaca Ceahlău, motivele piramidale de la Șona, piramidele de pământ din județul Satu Mare, piramidele de la Brădeni, județul Sibiu, piramidele naturale din munții Buzăului. Capitolul 9. Tehnologiile și invențiile populațiilor preistorice. Metalurgia, ceramica, misterele calendarului dacic de la Sarmizegetusa. Capitolul 10. Continuitatea de locuri în spațiul carpato-danubiano-balcanic. Sufletul neamului românesc. Uitați ce titlu de capitol. Omenia este rezultatul trăirii românești pure a adevărului divin. Paideuma sau sufletul local. Wow! Drumul zeilor. Țara hiperboreenilor. Cucuteniu civilizației mai veche decât Mesopotamia. Sunt multe lucruri pe care toți românii trebuie să le știe. Lucruri cu care să ne mândrim. Capitolul 11. Migrațiile indo-europene despre matca originară. Și capitolul 12. Concluzii, abrevieri, bibliografii, situri arheologice. Iar la sfârșit, da, avem aici și localități. Deci așa arată și volumul 2. Vorbește și despre Marija Gimbutas. Da. De ea știu. Are o carte în engleză, adică, mă rog, la mine, eu am o carte în engleză scrisă de ea. Așa arată pe spate. Denumirea generică de Dacia ezoterică se referă la area de desfășurare spațială a unei simbolistici oculte și mai puțin la timpul când s-a manifestat spiritualitatea dacică. Istoria acestui spațiu are peste 10 milenii, fapt care m-a determinat să nu mă opresc doar la interferența celor câteva secole de spiritualitate dacică, ci să le asamblez organic de spiritualitatea strămoșească anterioară sau de cea ulterioară a acestei civilizații. Momentul dacic reprezintă un segment din marele tot al Daciei ezoterice. Caut, am citit mai înainte că abia am primit-o și doar am răsfoit-o, dar nu dau seama unde am găsit o scurtă bibliografie a autorului. N-am pus semn. Trebuie să o fac. Că nu știu unde am citit. Chiar să opresc ca să găsesc. Gata, am găsit. La sfârșitul volumului 2 știam eu că am citit undeva despre autor. Vicu Merlan s-a născut în localitatea Bohotin, județul Iași, dar și-a petrecut anii copilăriei în satul Isaia. Studiile primarii și le face în satul Isaia, iar cele gimnaziale în Bohotin și Dolhești. Prima treaptă de liceu o termină în localitatea Dolhești, iar cea de-a doua în orășelul Răducănii, județul Iași. După aia devine suplinitor la Șerbeș și Moșna. Deci el este profesor de istorie din 95 până în 2020 în diferite școli. Și să nu credeți că sunt școli de elit. Să spun așa, da? Deci e o școală profesională, e școala numărul 1 Mihai Sadoveană, e un colegiu agricol, e o școală post-liceală sanitară de la Huș, școala din Grețești și școala Pădureni. Adică domnul profesor
Este și un apostol. După care și-a dat gradul 1 în 2006, didactic, da? Atestat de specialist în arheologie în 2009, iar în 2013 pe cel de arheolog expert. Și a fost cercetător la Muzeul din Ihus până în 98. Și între 1995-2014 efectuează săpături arheologice pe mai multe situri, în calitate de responsabil de șantiere sau adjunct. Acestea sunt lucrările, cărți și reviste. A fondat și un magazin astronomic Vega și un magazin cultural științific Lohanul, ajungând la numărul 52 până în septembrie 2020. Deci sunt foarte entuziasmată, pur și simplu, că am găsit această comoară. Abia aștept să o citesc și să mă inspir din ea. Cu imagini. Foarte interesantă. Deci Dacia ezoterică, dragilor, o găsiți. Eu am găsit-o pe Libris. Probabil numai acolo se găsește, nu știu ce să vă zic. Luați și citiți despre istoria noastră. Pentru că este mult mai bogată decât am învățat-o noi în școlile noastre, în școală, să spun, da? În școală, pur și simplu. E și normal, adică o școală nu poate cuprinde toate cunoașterea. De-aia avem nevoie de formare continuă și de a citi permanent. Sper că v-am trezit curiozitatea. Vă doresc numai bine și lectură plăcută!